Jurnalele RTT. Accident tragic marți dimineață pe DN73A. Atenție, imagini cu impact emoțional. Alarma s-a dat în jurul orei 5 în dispeceratul 112. Salvatorii au fost anunțați de producerea unui accident rutier între orașele Râșnov și Zărnești, în care au fost implicate un autobuz în care se aflau 20 de persoane și o dubă de transport marfă în care se afla doar conducătorul auto. Din păcate, tânărul care conducea auto utilitară a murit. Am fost anunțat de producerea unui accident rutier între localitățile Râșnov și Zărnești, între un autobuz în care se aflau 20 de persoane și o dubă de transport marfă în care se afla doar conducătorul auto. În urma accidentului au rezultat 4 victime, dintre care 2 erau încarcerate. La fața locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare, 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă cu modul de descarcerare, o autospecială de stingere, 4 echipaje smurt și 2 ambulanțe SAJ. Din păcate, șoferul dubei, o persoană de sex masculin în vârstă de 26 de ani, a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat de către personalul medical. S-a intervenit pentru descarcerarea șoferului din autobuz și de asemenea pentru acordarea asistenței medicale celorlalte victime. 2 dintre victime au fost transportate la Spitalul Județean Brașov pentru investigații medicale suplimentare și îngrijiri de specialitate de către echipajele medicale, iar cea de-a treia victimă a refuzat transportul la spital. La spital au ajuns conducătorul autobuzului în vârstă de 45 de ani cu multiple traumatisme și o femeie de 63 de ani cu un traumatism toracic. Traficul rutier a fost blocat, după care timp de câteva ore s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de mers, până la îndepărtarea vehiculelor avariate și curățarea părții carosabile. În urma finalizării procedurilor de selecție și evaluare, Consiliul Județean Brașov a publicat lista finală a beneficiarilor de finanțări nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2024 pentru proiecte din domeniul social. Reprezentanții instituției menționează că sunt finanțate și în acest an proiecte care promovează incluziunea socială a categoriilor vulnerabile și creșterea calității vieții tuturor persoanelor aflate în situații de dificultate. Au fost admise la finanțare 4 proiecte, 2 aparținând Asociației Rază de Speranță în intervenția și terapia tulburărilor din spectrul autist și câte unul din partea Asociației de Servicii Sociale SCUT și Societății de Binefacere Diaconia. Proiectele câștigătoare vor beneficia de finanțări nerambursabile totale în valoare de peste 141.000 de lei. Alte 3 proiecte depuse de Asociația Castel, Societatea de Binefacere Diaconia și Asociația Toți Copiii Sunt Copii au fost respinse. Lista proiectelor admise la finanțare, precum și cea a proiectelor respinse, poate fi vizualizată pe site-ul cjbrașov.ro. Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor în domeniul social pe anul 2024 a beneficiat de un buget total în valoare de 500.000 de lei. Arborii cresc, florile sunt colorate și astfel aspectul parcului este agreabil, în linii mari. Oferă și ocazia nostalgicilor să revadă piesele de mobilier urban din vremea copilăriei, originale, fără vreo intervenție în ultimii ani, în afară de cea a timpului și a uzurii. Piesele mutate pe tablele de șah în mii și mii de partide au lăsat urme, dar mai profunde sunt cele lăsate de intemperii și amatorii de lăsat dâre pe unde poposesc. Aici nu s-a mai vopsit, nu s-a mai reparat de mulți ani. Înainte s-a făcut odată curățenie, lumea nu prea ține curat. Altfel e frumos să fie vopsite, aranjate, curățenie. Cei care vin frecvent în parc s-au obișnuit cu mesele pe care joacă șah de ani de zile și chiar s-au gândit să le repare. Probabil că trebuie să ocupe oamenii mai mult. Cred, adică trebuie să implice, mă gândesc. Nu știu. Trebuie vopsea, trebuie un pic de voință și în rest eu cred că o să fie bine, adică o să fie frumos, să le placă și oamenii. Vor fi reabilitate, aflăm de la reprezentanții municipalității care ne-au spus și despre cum se repară bazinul fântânii arteziene. Având în vedere starea de degradare a fântânii din Parcul Titulescu, aceasta a intrat într-un proces de reabilitare
mai complex, atât în ceea ce privește suprafața fântânii, cât și mecanismele care recirculă apa. Totodată, mobilierul urban este într-un proces de reparații, iar în paralel am demarat procedura de achiziție pentru mobilierul urban nou, acolo unde nu putem face reparațiile necesare, îl vom înlocui. Fie că vorbim de măsuțele de șah, fie că vorbim de bănci. Tot ceea ce este în zonele de relaxare și în parcuri va fi reabilitat sau înlocuit acolo unde este necesar, spune purtătorul de cuvânt al primăriei, Sorin Toarcea. Zâna Florilor participă la parada de joi din Piața Sfatului. A venit la a noua ediție a Festivalului de Teatru pentru Copii Arlechino, Caravana Poveștilor, care a început luni la Brașov. Celebrul festival îi așteaptă pe copii cât e săptămâna de lungă. Sunt 17 trupe din țară și din străinătate, iar copiii se vor bucura pe lângă povești și de ateliere de construit păpuși și de sesiuni de pictură pe față. O noutate pe care o propun organizatorii în acest an este păpușa vie pe o construcție gigant. Actrița Nuții Dorobanțu de la compania Teatrul pe Roți Arad va fi zâna florilor și va merge în paradă în Piața Sfatului dacă vremea permite. Avem evenimente care se desfășoară și afară, în aer liber, dintre care aș aminti parada păpușilor supradimensionate a Teatrului Arlechino. De asemenea, evenimentul cu care vă așteptăm în Piața Sfatului, Zâna Florilor a Teatrului pe Roți Arad, care deja ne-au obișnuit cu prezentarea păpușilor lor gigant. De data aceasta nu va fi vorba de o păpușă gigant, va fi vorba de un happening cu o păpușă vie, cu o actriță de la Teatru pe Roți Arad, care va fi pe o construcție gigant în Piața Sfatului și dacă vremea, repet, ne va ajuta, joi și vineri ne întâlnim în Piața Sfatului să o însoțim în periplul ei. Festivalul se desfășoară în 4 locuri în acest an, la Sala Reduta, Bastionul Țesătorilor, Centrul Cultural Apolonia Hirscher și Sala Arlechino. Primul dintre spectacole a fost Hansel și Gretel, unul extrem de apreciat de cei mici. Este ziua Casei Mureșenilor. În urmă cu exact 56 de ani, la 28 mai 1968, ziarul brașovean Drum Nou publica un articol despre deschiderea muzeului Casa Mureșenilor. În ziar se relata pe larg despre festivitatea deschiderii Casei Mureșenilor în cadrul manifestării consacrate aniversării a 120 de ani de la Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania. La festivitate au participat descendenții ai familiei Mureșeanu. Din partea ilustrei familii a vorbit Mircea German, nepot al academician lui Iacob Mureșanu și al Sevastiei Mureșanu. Acum 56 de ani, tot într-o zi de marți, se deschidea la Brașov Casa Mureșenilor. Acest moment a fost unul foarte neobișnuit pentru perioada comunistă. Trebuie să înțelegem într-un context al epocii ce s-a întâmplat. După venirea la conducerea lui Nicolae Ceaușescu în 1965, a fost o mică perioadă de dezgheț ideologic, în care în sfârșit se putea vorbi despre faptul că istoria nu este făcută doar de masele populare, ci și de mari personalități. Printre aceste personalități se aflau și membrii familiei Mureșanu, care în mod excepțional primeau această recunoștință publică prin deschiderea unui muzeu dedicat amintirilor. Nu este întâmplător faptul că astăzi mai multe obiective, instituții educaționale, Școala Generală numărul 6, se numește Iacob Mureșanu, Liceul Andrei Mureșanu poartă numele poetului imnului național de stat al României, Strada Mureșenilor, toate acestea recunosc același fapt că cei din familia Mureșenilor au făcut diferența și merită și în continuare să le celebrăm amintirea și memoria. Panglica inaugurală a Casei Mureșenilor a fost tăiată de Livia Groza, o nepoată de pe ramura Elenei Cornelia Mureșanu.
Suntem la tabelul genealogic al familiei Mureșenilor. Iată, aici sunt majoritatea reprezentanților familiei Mureșenilor, de la Iacob, Mureșeanu și Sevastia, până la urmașilor, cei 10 copii, de fapt 6 dintre ei, 4 băieți și 2 fete care au trăit și au ajuns la o vârstă matură. La 56 de ani de la inaugurare, muzeul are o expoziție permanentă și numeroase expoziții temporare și este recunoscut pentru activitățile educative dedicate tinerilor și copiilor, pentru evenimentele muzicale din fiecare miercuri, în colaborare cu Opera Brașov, pentru utilizarea tehnologiei de ultimă oră, pentru găzduirea colecției ziarului Gazeta de Transilvania și pentru implicarea colectivului Inimos. La mulți ani! Jurnalele RTT.